Mai sunt câteva zile până ce platforma temporară de la Petroșan va fi gata pentru depozitarea deșeurilor. Consiliul local de la Petroșan se pregătește să stabilească și prețul pentru cei care vor depozita aici deșeurile, cel puțin până la finele acestui an. Aceasta este amplasată în colonia din Petroșani, dincolo de apa Jiului, pe un teren al Consiliului Județean Hunedoara. Încă nu e predată către noi, probabil că săptămâna viitoare se face acest lucru, după care noi va trebui să facem toate diligențele legate de preț. Va trebui să dăm o hotărâre de Consiliu pentru a putea să fie operațional. Gunoiul din Valea Jiului, dar nu numai, va ajunge imediat ce platforma va fi amenajată la Petroșani, pe un teren aflat în apropierea stației de sortare și transfer din colonie. Decizia le aparține autorităților din zona Văii Jiului, care s-au sfătuit cu reprezentanții Consiliului Județean și au găsit aici un spațiu ce poate fi folosit măcar câteva luni, până ce va fi funcțional noul sistem de gestionare al deșeurilor și groapa ecologică de la Bârcea. A observat o scânteie și a oprit lucrul imediat, iar inspectorii ITM spun acum că abatajul de la mina Lonea trebuie extrem de atent monitorizat. Există chiar posibilitatea ca acesta să fie indiguit și inertizat, dacă se constă nereguli, iar mina Lonea va rămâne astfel cu un singur abataj. Inspectorii de muncă spun că incidentul de marți dimineața poate fi considerat grav și că în condiții similare s-au petrecut accidente extrem de grave, cum s-a întâmplat în 2008 la Petrila sau mai târziu la Uricani. Există, spun specialiștii, chiar și posibilitatea unei explozii. În ceea ce privește abatajul cu banc subminat, având în vedere că a fost un incident periculos, vă spuneam, au procedat foarte corect, că au evacuat oamenii, au pus postul de pază la o distanță suficient de mare ca să nu poată fi afectat personalul de o eventuală replică. Se stă o perioadă de timp, minim 48 de ore, pentru a monitoriza de la distanță ce se întâmplă, dar în condițiile în care sunt semne că nu ar fi nimic activ, probabil se va face un control al locului de muncă. Ideal ar fi să ia acele măsuri care, vă spuneam, dacă sursa cea mai posibilă este focul, ca să-și lichideze sursa de aprindere. Și una din măsuri ar fi închiderea cu diguri, inertizarea zonei și monitorizarea din spatele digurilor să vezi dacă focul scade, fiindcă avem și concentrații de monoxid. Toate sunt puse acum pe seama lipsei de materiale și personal în minele din Valea Jiului, iar inspectorii ITM nu neagă că ar fi și asta o cauză, mai ales că lucrările se fac cu mai puțini oameni și nu la dimensiunile ideale. Este știut că la minele din Valea Jiului, pentru a evita apariția focurilor endogene, că de asta vorbim, metan în minele din Valea Jiului există, și la Lone avem de a face cu două fenomene de autoîncălzire la cele două abataje. Deci ca să poți să eviți fenomenele, deci focurile, trebuie să ai o avansare rapidă a abatajelor și atunci dacă ai personal puțin, dacă nu ai cu ce lucra, poate că avansarea nu este suficientă, dar trebuie să dai și înmolire, să iei toate măsurile de prevenire a focurilor, care la unitățile miniere au ce trebuie, dar trebuie să-și facă datoria și să facă această măsură de prevenire de înmolire, de inertizare, de aerosol, tot ce spune RSSM-ul. De asemenea, pentru prevenirea focurilor este foarte important și aerajul unităților miniere și e foarte important secțiunea lucrărilor miniere și care de multe ori ține și de aprovizionarea cu materiale, dar și de disciplina tehnologică de la locul de muncă. În acest moment la minele din Valea Jiului nu mai există alte abataje care să aibă foc endogen și la Livezeni a demarat un nou control pentru că au fost luni la rând probleme în acest loc, iar restul spațiilor exploatate la minele viabile și neviabile sunt atent monitorizate din acest punct de vedere. Au produs energie verde, dar când a fost să vândă certificate verzi, nu au avut cui. Ba mai mult, atunci când au vândut unei firme, aceasta a dat faliment până la finalul zilei. Este vorba despre apa Serv Valea Jiului, care a produs energie electrică prin microhidrocentralele pe care le-a montat pe câteva cursuri de apă, dar care a ieșit în pierdere atunci când a vrut să le vândă. Avem acele trei microhidrocentrale, câștigam certificate verzi. Din păcate, există un număr de 3578 de certificate care se vor pierde. Vă pot spune acum că în fiecare lună pierdem în jur de 365 de certificate verzi și în fiecare lună pierdem undeva la 48.000 de lei. Certificatele care nu se mai vând. Nu se consumă energie, nu se vând certificate și uite așa
Apaserv este văduvit de o anumită sumă de bani pe care era trecută în bugetul nostru, era ca sursă de venit. Apaserv are 3 microhidrocentrale pe diverse cursuri de apă și acolo produc energie pe care o vând pe bursă. Managerii acestui sistem reușeau până acum să o vândă la un preț bun și să cumpere pentru folosința proprie aceeași energie la un preț extrem de avantajos. Ultima microhidrocentrală a fost inaugurată în anul 2014 la Brazi, investiția fiind realizată din fonduri proprii. Celelalte două sunt la Valea de Pești și Polatiște. Nu prea sunt locuri de muncă în Valea Jiului, iar angajatorii care vin sunt puțini și mereu aceiași. Tocmai de aceea, firma care va crea la toamnă 200 de locuri de muncă într-o hală în care se vor realiza cablaje, vine să dea o primă șansă celor aflați în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Asta cred acum cei de la agențiile locale din Valea Jiului, care spun că este prima dată în ultimii ani când o firmă serioasă ar veni cu o ofertă de nerefuzat pentru șomeri. Locurile de muncă, din păcate, cu care ne afișăm, sunt cam aceleași de un an, doi, trei. Deci cam aceleași angajatori oferă locuri de muncă în confecții, în comerț, în servicii. Deci acest angajator ar fi primul angajator mare care să vină, cu care deja, despre care noi deja știm că este un angajator serios cu foarte mulți salariați. Firma ar urma să-și deschidă o hală de producție undeva în zona Livezeni, iar primii angajați vor fi cei care deja fac naveta la orăștie. Rata șomajului în județul Hunedoara este de aproximativ 4,7%, iar peste 9.000 de oameni sunt în căutarea unui loc de muncă.